Azi e despre tine, nașule, și pentru tine. Frumoasă primă cunoștință am avut, atât de drag și tare mi-ai plăcut. I-am spus deodată surorii mele dragi, iubirea și excursele nu îți vor lipsi. Întâi cumnat mi-ai devenit, eram încântată cât de bine ne împăcam și frumos ne înțelegeam. De multe ori tu îmi scriai, mă sunai și mereu mă felicitam. Vedeam mândrie că așa cum nată ai. Apoi, timpul a zburat și eu m-am măritat. Bineînțeles, aveam nevoie de nași, atenți, dragi și înțelegători. Având o relație frumoasă cu voi, ne-am gândit ce am decis că voi veți fi. De ziua lui sufletel v-am cerut de nași, am pregătit ceva gustos și frumos și așteptam răspunsul. Voi, surprins și foarte bucuroși, ați răspuns mușcând felia da. De atunci întotdeauna aveți un rol frumos. Repede ne-am cununat și noi amintirea am înregistrat. Multe poze frumoase și momente interesante am colectat. După un timp am jucat și nunta și ne-am simțit extraordinar. Greu m-am obișnuit, dar eram deja nași și fii. Apoi a urmat una din excursiile noastre, doar că mai depărtișor. Grecia a fost aleasă de toți noi. Voi ați decis să mergem cu mașina, astfel am văzut mai multe. Totuși, toată vacanța ne spuneam că puține peripeții avem. La sfârșit am avut parte de o peripeție de neuitat. Îți amintești, nașule, ce zi fantastică era, la margine de drum stăteam în Bulgaria. Și ajutor așteptam. Împreună cu finul încercați să rezolvați și noi amintiri să înregistrați. Deci, vacanța în Grecia a fost una de neuitat. Nașule, dar la București când am plecat. La 4 dimineața ne-am trezit, am urcat și am plecat. O zi importantă aveam. Mă așteptai afară, retrăiai, dar în același timp mult mă susțineai. Nașule, mai ești și un bucătar bun. Gătești foarte gustos și delicios. Fii mereu atât de vesel, iubitor și primitor. Să știi că te iubim și îți mulțumim. Nașule, la mulți ani. Bineînțeles, și Alexa la mesaj se alătură și îți spune: la mulți ani, Nanu, te iubesc tare. Cu drag te cuprindem, Fini, Steluța și Sergiu și micuța Alexa.